Giulia, te salută Macareni, bine ai venit! Bine v-am găsit! Pentru că știm că ești om de radio, am fost leneș de data aceasta. Așa. Și nu ne-am pregătit, Cristi, cu o introducere. Nu am făcut nicio introducere și am zis că dacă Șocant. Ești om de radio, să ne faci tu una rapid, așa ca la radio. Nu mai țin minte cum era la radio. Au trecut foarte mulți ani de atunci. Nu aș ști ce să zic, dar astăzi la Macareni vă întâlniți cu mine, cu Giulia și cu doi băieți foarte drăguți care mă vor lua la întrebări într-un mare fel. O să vedeți că o să iasă niște lucruri foarte interesante. A fost bine? Hai. Super! Gata, puteți merge mai departe. Cristi, tu ești primul. Muzică, pentru că ai toată viața guvernată de muzică. Mi-ai citit în stele? Hai să găsim un instrument fără de care muzica actuală n-ar mai avea farme. Nu e neapărat un instrument, dar fără calculator nu cred că ar mai, nu cred că ar mai suna la fel cum sună acum. Din fericire am observat că în ultima perioadă revin sunetele alea clasice cu care am copilărit noi, mai mult sau mai puțin. Și lucrul ăsta nu poate decât să mă bucure, pentru că mi se pare că ne întoarcem un pic așa la rădăcini. Te simți mai bine în zona respectivă? Mult mai bine. Pe vremea mea, maică, așa era, nu era niciun calculator. Se cânta la cetără. Da, da, da. Și, dar eu zic că deocamdată calculatorul încă este în prim plan. Să vedem când o să iasă. Giulia, ce sfat le-ai dat femeilor care în clipa de față ezită să-și întemeieze o familie, gândindu-se că lucrul ăsta le-ar putea periclita cariera și, har Domnului, avem carieriste în jurul nostru? Nu faceți copii. Ce sfat vrei să le dau? E foarte greu, într-adevăr, este foarte greu să poți să ai și o familie frumoasă, eventual să și petreci timp de calitate cu copii, cu soțul și mai departe, dar din punctul meu de vedere nu e imposibil, ba, dimpotrivă. Este un lucru foarte greu, dar care îți oferă foarte multe satisfacții pe parcursul vieții. Așa că dacă vor să facă lucrul ăsta, trebuie să se gândească în felul următor. Trebuie să aibă foarte multă răbdare, să-și dea seama că în momentul în care apar copii, apare familia, lucrurile astea devin la fel de importante, un pic mai mult, dacă ar fi să fiu chiar foarte sincer, un pic mai mult decât cariera. Și uneori trebuie să înveți, să jonglezi. Uneori cariera e pe primul plan, familia pe al doilea, dar foarte puțin, pentru că se spără cei de acasă. Așa, alte ori... Dar poți găsi o medie astfel încât să împaci ambele tabere, ca să nu zic și capra și varza. Poți și supraviețuiești, adică sunt un exemplu viu. Încă, sunt ok. Eu vă poftesc pe bancă, poftiți, nu vă descalțați. Nu, e ok, mulțumim, foarte drăguț. Eu să stau, stăm așa la distanță, dar ok. Ca să-ți facem și ție loc. Da, vă mulțumesc mult de tot. Eu sunt arbitru în această ediție. Trecem la fashion. Așa. Pentru că în ziua de astăzi e foarte, foarte important. Spune-ne o ținută. Așa. Care a fost, este și va fi mereu la nesfârșit în trend. În trend. Din punctul meu de vedere, dacă porți o ținută în care te simți foarte bine, poate să fie în trend chiar dacă nu o găsești în revistele de modă. Cred că rochia neagră, veșnica rochie neagră, Little Black Dress, este și a fost și o să fie întotdeauna o ținută, care o să meargă indiferent de trenduri. Indiferent de... Așa, acum putem să mai discutăm pe tema asta, pentru că și de o pereche de jeans cu un tricou alb și cu un sacou negru pe deasupra merge oriunde. Adică poți să porți și cu niște... Și cu niște pantofi sport. Da, dar nu balerini. Nu balerini. Știu, nu, nici eu cu balerini nu pot nici eu. N-am înțeles niciodată de ce femeile ar purta balerini. Nu mă provoca, te rog, nu mai terminăm emisiunea. Atunci când o să crească copiii tăi, cum o să înveți ca să păstreze un echilibru, să găsească modalitatea corectă de a păstra acel echilibru la care mă refer, între viața reală și cea virtuală? În momentul în care am devenit mămică, mie mi s-au aprins mai multe beculețe decât de obicei și am zis că ok, bun, și suntem tot timpul pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram. Și toată lumea vrea să-mi vadă copiii, cum arată ei, ai eventual să fac o poză și cu hârtia igienică de acasă. E foarte interesantă hârtia mea igienică de acasă. Da, 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 da. Și am zis, ok, bun, într-o primă fază am tot pus poze.
cu ei, până în ziua în care am dat de niște statistici pe care le-au făcut cei de la Salvați Copiii, legat de cât de mult își petrec copiii timpul pe internet, în mediul online. Și m-am speriat foarte tare. În momentul acela am ales să mă alătur lor într-o campanie pe care o facem, sau mă rog, pe care o punem acum la punct împreună, tocmai pentru că încercăm să le deschidem ochii părinților și să le explicăm că, de fapt, nu o aplicație de control parental le rezolvă problemele, ci educația în sine. Comunicarea este foarte importantă. Ești foarte în formă. Mulțumesc. Ceea ce înseamnă că faci sport. Nu astăzi, da? Nu astăzi? Astăzi înseamnă nu. Înseamnă că faci sport, deci, și sunt convins că urmărești diferite sporturi. Așa, dar nu fac sport. Nu faci sport? Nu prea fac. Nu. Dar de urmărit, am făcut foarte mult sport înainte, dar acum, de când cu atât de multe lucruri pe capul meu, nu mai apuc să mai S-a fac dus și sport. S-a dus timpul sportului, da, către, da, copii. Ce te relaxează? Dar să te relaxeze așa, cu adevărat. Nu pot să zic asta. O carte bună am vrut să zic, de asta m-am referit. Da, 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 dar da. Nu pot să zic titlul cărții, de asta. Deocamdată păstrez doar pentru tine. Nu, pe bune. Ce mă relaxează? Mă relaxează foarte mult momentul în care mă urc în mașină și conduc. Bine, nu în traficul din București. Deși, când ieși din oraș. Când ieși din oraș. Mai ales în momentul în care pleci de acasă, dintr-o casă cu doi copii care țipă și vor tot timpul ceva, crede-mă, în momentul în care te urci în mașină și ești tu singur la volan și asculți muzica aia care îți place ție cel mai mult, pentru mine ăla este un moment de relaxare totală. Eu îmi și închipui un moment după zi foarte plină, în care, nu știu, ai filmat, ai avut concert, ai dat un interviu pentru Macareni, habar n-am, ajungi acasă super obosită și ca să te relaxezi, după ce ai intrat în casă, zici, plec până la Constanța. Mai dau o tură. Și uite, mai e un lucru care mă relaxează, nu m-am gândit, acum mi-a picat fisa, îmi place foarte mult să gătesc. Și stau în bucătărie cu orele. Ești o femeie de succes. Cât crezi că a contribuit karma sau destinul la tot ce ai realizat în viață și cât crezi că ai făcut-o să se întâmple? Vrei să fiu oficială, diplomată sau pur și simplu sinceră? Sinceră. Cred că fiecare are destinul lui, dar cred că dacă avem puterea să vedem semnele pe care ni le arată din când în când, sau mă rog, ni le aruncă așa în față, cred că putem să schimbăm multe lucruri în favoarea noastră, dar din cauza faptului că suntem tot timpul pe fugă și vrem să facem un milion de lucruri într-o zi, mi se pare că oricum pierdem foarte multe trenuri și în general am mai schimbat un pic din ce îmi pregătise destinul, pentru că oricum sunt o persoană extrem de ambițioasă și în momentul în care îmi pun ceva în cap, se întâmplă, indiferent. Nu se întâmplă atunci când mi-aș dori eu, dar am învățat să am și răbdare. Să aștept momentul ăla în care oricum o să mă bucur mult mai tare decât dacă s-ar fi întâmplat acum ceva timp. Un om foarte mare a zis la un moment dat o vorbă, cel puțin la fel de mare. Oamenii au nevoie să trăiască povești, indiferent de deznodământ. Restul sunt basme. Așa e. Mare dreptate. Mare om. Mare om, mare caracter, mare dreptate a avut. Cum comentați? Cred că este absolut esențial să trăim poveștile și dacă am putea să le trăim pe toate cu maximă intensitate ar fi absolut perfect. Și la timpul lor. Și la timpul lor. Bine, acum dacă mai rămân niște chestii nerezolvate, putem să le rezolvăm pe parcurs, nu-i problemă. Dar o poveste cu bune și cu rele, cred că te ajută foarte mult și cred că îți face viața mai frumoasă. Chiar dacă la momentul respectiv te gândești, nu e cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat, de ce mi s-a întâmplat mie asta? Nu, trebuie să încerci să vezi partea bună a lucrurilor, indiferent de situație. Până la urmă și să treci peste obstacole. E să știi că dacă reușești să treci cu zâmbetul pe buze, sunt sigură că va fi o poveste cu final fericit. Deși cu cea mai mare probabilitate, Cristi, următorul interviu o să-l filmăm în altă parte, de cine ai vrea să vezi locul tău alături de Macareni?
Da, așa să mă gândesc. Uite, aș putea să văd pe prietena mea, pe Antonia. Îți place? Am zis bine? Bun. Îi dau un telefon? Da.